În cadrul colocviului bilateral franco-român în științele informării și comunicării, desfășurat la Timișoara, a avut loc astăzi masa rotundă cu tema Oportunități și provocări în comunicarea religioasă digitalizată. Moderatorul evenimentului desfășurat la centrul eparhial a fost înalt preasfințitul părinte Ioan, mitropolitul Banatului. La întâlnire au fost prezenți profesori din România și Franța, specialiști în științe politice, jurnalism și comunicare. Din experiența din Franța, am văzut că acolo există la această dată peste 500 de jurnaliști care sunt grupați într-o asociație a jurnaliștilor specializați pe elementele religioase, de prezentare a religiilor. Idee care n-ar fi rău să o putem implementa și în spațiul nostru românesc. Colocviul bilateral franco-român cu tema politică și religie în contextul provocărilor comunicării digitale a fost organizat de Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării din Timișoara, Universitatea Sofia Antipolis din Nisa, Universitatea Paul Valéry din Montpellier și Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării din București. Concluzia este următoarea. Atât religia cât și politica sunt două zone de putere, de care trebuie să ținem cont, două zone care trebuie să se întâlnească și trebuie să se articuleze în spațiul public. Dar trebuie ca această articulație să fie făcută cu înțelepciune, să fie făcută în respectul demnității umane și, trebuie să spunem, și al iubirii. A fost ocazie pentru noi de a descoperi deschiderea a Bisericii Ortodoxe, în mod special aici, în Banat. Eu știam, pentru că când am venit pentru prima dată în România, era în decembrie 89, și m-am întâlnit cu Nicolae Corneanu. Da, și știu că există aici, în Banatul acesta, deschiderea. Este un demers natural, spun eu, datorită faptului că, iată, tot ceea ce se credea a fi soarta religiei în lumea modernă, și anume o separare totală a religiosului de viața publică, de viața cetății, s-a dovedit a fi o idee falsă, greșită. Deși tendințele au fost de acest gen în anii 70, când modernitatea cumva ajunsese pe culmile maxime, iată, cei profeți ai secularizării, astăzi ei înșiși recunosc că probabil că au greșit, pentru că religiosul s-a întors. Înalt preasfințitul părinte mitropolit Ioan a vorbit în cadrul mesei rotunde despre colaborarea dintre facultățile de filosofie și de teologie din Timișoara. Deja am deschis o punte între Facultatea de Teologie de aici și Facultatea de Filosofie din cadrul universității. Studenții de la filozofie și jurnalism suntem dispuși să le acordăm găzduire într-o mănăstire unde într-o anumită perioadă să observe cum se desfășoară cultul, care sunt problemele din viața mănăstirească, pe lângă o parohie, pe lângă o biserică, la fel să vadă activitățile atât cele de cult, dar și cele filantropice desfășurate de o parohie, pentru că este știut că multele, miile de activități filantropice care se desfășoară într-o parohie nu apar nici într-o presă. Partenerii locali ai colocviului au fost Mitropolia Banatului și Comitetul Român pentru Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii al Academiei Române, filiala Timișoara.